Iată un mic test al motorului mașinii de spălat Samsung. Avem aici un bec de 12V cu halogen. Voi învârti cu mâna la o turație mică. Iată. Becul luminează destul de tare. Voi încerca să pun și această curea, da? Să văd dacă pot să o învârtesc cu mașina aceasta de găurit, curea, da? Cu un piculeț, dacă pot să învârtesc. Iată, turația, sper că se vede curea, că nu-i turația foarte mare. Deci, poate cineva să spună, da, domnule, dar ai învârtit la turație mare. Nu, iată, aproape că s-a albit de tot becul. Turația nu e mare, nu am apărat de măsura turația. Pentru că o să-mi cumpăr pe viitor un aparat să măsor la ce turație scoate. Pentru că e important să se știe la ce turație scoate tensiunea asta. N-am pus ampermetru. Vai, ce arde becul. N-am pus ampermetru. Îl voi da jos. Voi încerca să-l pun pe acesta cu LED. A fost cu halogen. Nu știu dacă face contact acesta. Ia să încercăm, dar nu cred. Iată. La mână ce... El e curent alternativ acum, de asta se întrerupe și nu vine continuu, dar luminează, se învârte foarte ușor, mult mai ușor normal. Luminează foarte bine, deci... Recomand acest motor, este minunat. Iată, nu am punte să măsor și amperajul pe care îl furnizează.